Bun venit în România! România, o bijuterie ascunsă în sud-estul Europei, își așteaptă călătorii cu un amestec fermecător de istorie, cultură și frumusețe naturală. Înconjurată de Bulgaria, Serbia, Ungaria, Ucraina și Moldova, România oferă o călătorie captivantă prin timp. De la vârfurile înzăpezite ale munților Carpați până la plajele însorite ale litoralului Mării Negre, peisajele diverse ale României vor lăsa cu siguranță o impresie de neuitat. Sufletul României este impregnat de tradiție, evidentă în obiceiurile populare vibrante, în meșteșugurile complexe și în ospitalitatea caldă. Trecutul turbulent al țării, marcat atât de triumfuri cât și de greutăți, i-a modelat identitatea națională și i-a insuflat poporului său rezistență și un puternic spirit comunitar. Fie că ești atras să explorezi ruine antice, să te plimbi prin orașe medievale fermecătoare sau să te cufunzi în folclorul bogat al țării, România oferă o aventură de neuitat pentru fiecare călător. Peisajul României este o tapiserie captivantă țesută cu munți impunători, dealuri line, câmpii fertile și râuri șerpuitoare. Munții Carpați, adesea denumiți coloana vertebrală a României, domină regiunea centrală a țării, cu vârfurile lor înzăpezite străpungând cerul. Acești munți străvechi adăpesc o diversitate bogată de floră și faună, ceea ce îi face un paradis pentru drumeții, iubitorii de natură și pasionații de animale sălbatice. Dunărea, al doilea cel mai lung fluviu din Europa, curge grațios prin România, conectând-o cu restul continentului. Delta Dunării, locul unde fluviul se întâlnește cu Marea Neagră, este un sit al patrimoniului mondial UNESCO și un paradis pentru observatorii de păsări, cu peste 300 de specii de păsări care numesc acest ecosistem unic acasă. De la pitoreasca Delta Dunării la dealurile Transilvaniei și câmpiile fertile ale Munteniei, peisajele diverse ale României oferă câte ceva pentru fiecare. Istoria României este o saga captivantă care se întinde pe milenii, marcată de ascensiunea și declinul imperiilor, de ciocnirea culturilor și de spiritul perseverent al poporului său. Povestea României începe cu dacii, un trib tracic care a stabilit un regat puternic în regiune în secolul al II-lea Necoror. Conduși de legendarul rege Decebal, dacii s-au opus cu înverșunare expansiunii romane, dar au fost în cele din urmă cuceriți de împăratul Traian în anul 106 de sub roșu. Cucerirea romană a lăsat o amprentă de neșters asupra României, modelându-i limba, cultura și arhitectura. După retragerea legiunilor romane în secolul al III-lea Dohărăro, regiunea a fost invadată de diverse triburi migratoare, inclusiv goții, hunii și slavii. Sosirea maghiarilor în secolul al X-lea Dohărăro a dus la secole de conflict și coexistență între cele două grupuri. De la dansurile populare pline de viață și melodiile tulburătoare ale muzicii tradiționale, până la meșteșugurile complexe și costumele colorate, cultura română este o încântare pentru simțuri. Unul dintre cele mai emblematice aspecte ale culturii românești este folclorul său bogat, transmis din generație în generație prin povestiri, muzică și dans. Mituri și legende abundă, populate de creaturi fantastice precum vampiri, vârcolaci și dragoni. Aceste povești, adesea înrădăcinate în credințe și superstiții străvechi, oferă o privire asupra psihicului românesc și o fereastră către bogata moștenire culturală a țării. Cultura română este o tapiserie vibrantă țesută cu tradiții străvechi, folclor colorat și o dragoste profundă pentru muzică, dans și povestiri. Limba română, o limbă romanică descendentă din latină, reflectă moștenirea romană a țării, în timp ce folclorul său este un amestec bogat de influențe dacice, romane, slave și turcești. Secțiunea 5. Experiența climei din România. România se bucură de o climă temperat-continentală caracterizată de patru anotimpuri distincte. Verile din iunie până în august sunt în general calde și însorite, cu temperaturi medii în jur de 20-25 de grade Celsius. Iernile din decembrie până în februarie pot fi reci și cu zăpadă, în special în zonele montane, cu temperaturi care scad adesea sub 0 grade. Primăvara din martie până în mai și toamna, din septembrie până în noiembrie, oferă anotimpuri intermediare plăcute, cu temperaturi blânde și mai puțină aglomerație. Munții Carpați creează un efect de umbră de ploaie, ceea ce duce la condiții mai uscate în est și mai umede în vest.
Zonele de coastă de-a lungul Mării Negre se bucură de o climă mai blândă, cu ierni mai calde și veri mai răcoroase în comparație cu interiorul țării. Secțiunea 6. Oamenii României. Românii sunt cunoscuți pentru căldura, ospitalitatea și spiritul lor puternic de comunitate. Legăturile familiale sunt foarte importante, iar valorile tradiționale continuă să joace un rol esențial în societatea românească. Țara are o populație de aproximativ 19 milioane de locuitori, majoritatea fiind etnici români. Educația este foarte apreciată în România, iar țara se mândrește cu o rată ridicată de alfabetizare. Limba română este limba oficială, vorbită de marea majoritate a populației. Alte limbi vorbite includ maghiara, germana și romani. Creștinismul ortodox este religia dominantă în România, modelând multe aspecte ale culturii și tradițiilor românești. Secțiunea 7. O îmbinare de arome, bucătăria românească. Bucătăria românească este o fuziune delicioasă de arome, reflectând influențele culturale diverse ale țării. Mâncărurile consistente cu carne, tocănițele aromate și produsele lactate proaspete sunt elemente de bază ale dietei românești. Influențele bucătăriilor turcească, grecească și slavă sunt evidente în multe preparate tradiționale, creând o experiență culinară unică și satisfăcătoare. Unul dintre cele mai emblematice preparate românești este sarmaua, o mâncare savuroasă făcută cu carne tocată și orez învelite în foi de varză sau foi de viță de vie și gătite lent într-un sos aromat pe bază de roșii. Un alt preparat popular sunt micii, un tip de cârnați din carne tocată la grătar, condimentați cu usturoi, boia și alte mirodenii. Pentru cei gurmanzi, papanașii, gogoși pufoase din brânză de vaci, stropite cu miere și smântână, sunt o delicatesă de neratat. Secțiunea 8. Economia României în evoluție. Economia României a suferit o transformare semnificativă de la căderea comunismului în 1889. După decenii de planificare centralizată, țara a trecut la o economie de piață, confruntându-se atât cu provocări, cât și cu succese de-a lungul drumului. Astăzi, România este clasificată ca o economie cu venituri mari de către Banca Mondială și este membra Uniunii Europene. Sectoarele cheie ale economiei românești includ industria prelucrătoare, în special în industria auto și electronică, precum și agricultura, turismul și IT-ul. Țara este un producător important de cereale, fructe și legume, iar industria sa viticolă a câștigat o recunoaștere internațională tot mai mare. Sectorul turistic din România a cunoscut de asemenea o creștere semnificativă în ultimii ani, pe măsură ce tot mai mulți călători descoperă farmecul unic al țării. Secțiunea 9. Cicatrici ale conflictului, semințe ale rezilienței. Istoria României a fost marcată de perioade de conflict și revoltă, lăsând cicatrici de durată asupra psihicului țării. Implicarea țării în ambele războaie mondiale, precum și perioada comunistă ulterioară, au lăsat răni profunde care continuă să modeleze societatea românească de astăzi. Cicatricile războiului sunt evidente în arhitectura țării, în peisajul său politic și în memoria colectivă a poporului său. În ciuda greutăților pe care le-a îndurat, România a dat dovadă de o rezistență remarcabilă și de o hotărâre de a construi un viitor mai bun. Căderea comunismului în 1989 a inaugurat o nouă eră de libertate și democrație, deși nu fără provocări. Călătoria României de atunci a fost una de reconstrucție, reconciliere și un angajament ferm față de integrarea europeană. Secțiunea 10. Turismul în România. România, cu amestecul său captivant de istorie, cultură și frumusețe naturală, se afirmă ca o destinație obligatorie pentru călătorii rafinați care caută experiențe autentice, de la castelele medievale din Transilvania până la capitala vibrantă București. România oferă o comoară de atracții și experiențe care cu siguranță vor captiva și inspira. Pasionații de istorie vor fi încântați de ruinele antice ale României, castelele medievale și reperele din epoca comunistă. Iubitorii de natură pot explora munții Carpați, pot face drumeții prin păduri virgine sau pot naviga pe Dunăre. Pasionații de cultură se vor bucura de tradițiile populare vibrante ale României, festivalurile colorate și bucătăria delicioasă. Secțiunea 11.
descoperă magia României. România, o țară a contrastelor captivante, te invită să-i descoperi comorile ascunse și să-i experimentezi farmecul unic. De la vârfurile impunătoare ale munților Carpați până la plajele însorite ale litoralului Mării Negre, peisajele diverse ale României oferă câte ceva pentru fiecare. Fie că ești în căutare de aventură, imersiune culturală sau pur și simplu o șansă de a scăpa de cotidian, România are ceva de oferit. Așadar, fă-ți bagajele, îmbrățișează neașteptatul și pornește într-o călătorie de neuitat pentru a descoperi magia României.